Mergem mai departe la nativii zodiei RAC. Sunt în plină activitate, Marte în casa 10-a, de voie, de nevoie. Bineînțeles, este vorba și despre proiecte, activități, noi însărcinări care au apărut, să spunem, cu săptămâni, poate chiar cu ceva timp, luni înainte. În perioada următoare, poate că nu mai au ritmul de la început, dar trebuie să le, cum să spun, să aibă grijă de ele în continuare. Sau să insiste să vadă de unde a apărut cumva un blocaj, dacă a fost creat de ei, dacă ține cumva de partea cealaltă, dacă ei într-adevăr pot face ceva pentru a debloca lucrurile. Unii dintre ei, dintre nativii Taur, simt totuși nevoia de odihnă, de o pauză. Acum, bineînțeles, ține de harta fiecăruia, de felul de a fi al fiecăruia, dacă își permit această pauză sau dacă nu cumva fac niște eforturi, asta e, să depășească starea, condiția lor actuală, pentru că simt că se poate întâmpla ceva bun și pe mai departe. Zile de bani, de norocoase, am putea spune, da? Chiar la început de săptămână, luni, marți, miercuri, foarte posibil să fie niște încasări, foarte posibil să se grăbească cineva, să aibă nevoie de ei. Deci, evident, important este să fie activi pe fază.